Ce va însemna acest program Fructe în școli? Adesea vedem în supermarket părinți luptându-se cu copiii care sunt tentați de aceste produse extrem de dăunătoare sănătății, care spuse strategii chiar la ieșire pentru a-i tenta pe cei mici. Ce înseamnă Fructe în școli? Aș sintetiza în două cuvinte, sănătate și educația tinerei generații, educația copiilor pentru a consuma cât mai multe fructe și legume. Este clar faptul că supermarketurile și copiii sunt tentați de anumite alimente care nu fac bine sănătății lor, iar prin acest program, pe lângă faptul că considerăm că în școli consumarea de către elevi, că consumarea de către cei mici a fructelor este un punct pentru sănătatea lor, cred că acest lucru trebuie privit și al unei educații care să pornească din primele clase pentru ca în viitor tinerii să conștientizeze cât este de important să consume fructe, cât este de important pentru sănătatea lor și de ce nu, nu în ultimul rând, reprezintă și un mod în care agricultorii, cei care sunt în domeniul fructelor și legumelor, pot să vină pe piață și pot să le ofere celor din tinerei generații și copiilor din școlile din întreaga Europa. Agricultura este un domeniu cheie, iată, aflată și pe agenda Parlamentului European ca temă majoră. Pentru România, ați menționat deja niște lucruri, cum ar fi eliminarea cotelor pentru lapte. Ce alte lucruri credeți că vor avea impact major în acest an sau în anii care vor urma? Cu siguranță, ca și pentru celelalte state membre și pentru România, agricultura reprezintă o ramură strategică și sunt multe provocări la care trebuie să răspundă agricultorii români. Pornind de la armonizarea politicii agricole comune 2014-2020, care nu va fi ușoară, pornind de la eliminarea birocrației sau a faptului că embargoul rusesc a creat anumite, să spunem, anumite dezavantaje sau anumite necazuri, să le spun așa, pentru agricultorii români și europeni, toate acestea vor trebui să găsească un răspuns atât în politica agricolă europeană, dar bineînțeles că și în politica agricolă națională. Eliminarea cotelor de lapte reprezintă o provocare la care în primul rând Uniunea Europeană, Parlamentul European, Comisia și Consiliul va trebui să răspundă, pentru că eliminarea cotelor de lapte pentru România va putea conduce la pierderi mari pentru agricultorii români și un prim punct pe care l-aș menționa ar fi faptul că mari producători de lapte vor invada piața românească, iar mulți dintre cei care sunt în acest domeniu nu vor putea să mai activeze pe viitor. Bineînțeles că va trebui să găsim soluții care să înlocuiască cotele de lapte pe lângă Observatorul European al Laptelui și aceste soluții trebuie dublate, așa cum am spus, și de soluții pe care fiecare stat membru trebuie să le aibă în vedere.